Amin, biserică! Amin! Domnul să vă binecuvânteze! Îmi place foarte mult să fiu la binecuvântări. Este un an deosebit. Să știți că primul cuvânt pe care copiii noștri îl spun este mamă. Mama este sentimentul cel mai puternic. Sentimentul matern care întrece orice sentiment. Sunt multe sentimente în viața aceasta, dar sentimentul mamei este cel mai puternic, slăbit să fie Dumnezeu. Poate mulți dintre noi nu mai avem mamă și nici eu nu mai am mamă. Și simt lipsa aceasta. Dar să știți că totuși avem o mamă superioară, de gradul cel mai înalt, Fiul lui Dumnezeu, care ne-a născut în chinurile cele mai drastice, pe Golgota, și a ridicat brațele pentru mine și pentru dumneavoastră și pentru biserică. Da, a murit mama cea adevărată, slăbită să fie Dumnezeu. Să știți că opera copiilor noștri este mama. Este primul pedagog care dă condițiile de viață, atât spirituale, cât și în lumea nouă, în societatea aceasta modernă. Și rog ca Dumnezeu să binecuvinteze toate mamele în ziua de astăzi, în special pe sora care a dus pe micul Abel la binecuvântare. Mărire Domnului, aleluia! Amin! Mamă, mamă, dulce mamă, ce aleluia te-a dat Dumnezeu, singur ea mă gântărește, pe mine copilul tău. Amin, amin. Îl iubesc pe Domnul tare, m-a cinstit cu mama mea. Nicăieri în lumea mare, nu găsesc așa ca ea. Îl iubesc pe Domnul care m-a cinstit cu mama mea. Nicăieri în lumea mare nu găsesc așa ca ea. Ea mă învață și mă rădrumnă ca nici să mă pocăiesc. Să-L iubesc pe Domnul care și acum să-L slujesc. Îl iubesc pe Domnul care m-a cinstit cu mama mea. Nicăieri în lumea mare nu găsesc așa ca ea. Îl iubesc Doamne, îți plătește mama pentru sfatul ei frumos, căci de când eu am aflat-o fericită cu Hristos. Aleluia! Îl iubesc pe Domnul care m-a cinstit cu mama mea. Nicăieri în lumea cu mama mea. Nicăieri în lumea mare nu găsesc așa ca ea. Fie vremerea sau bună, e Iisus în viața mea. Căci Iisus cu trecut lună îl cunosc și cânt. Come on.
îl iubesc.